cu o anumită sonoritate absolut unică. În momentul acesta aveți ultima selecție de versuri. Vă spun înainte de aceste versuri că indiferent ce am face, indiferent cât ne-am luptat, nu suntem egali. Nu. Nu va fi niciodată egal un copil care cântă la pian cu un copil care joacă șah. Sau cu un copil care merge cu patinele. Nu, nu suntem egali, ci suntem poate doar complementari. Nici măcar bărbații cu femeile nu suntem și nu vom fi niciodată egali. Noi, distinse doamne, nu putem naște. Ultima poezie din această seară și apoi o să avem alți copii inegali care vor dansa în ploaie. Din veacul vieților, bunicii mei, garabet și setrac, au înțeles doar cât e de greu să mori în același pământ din care te-ai născut. Poporul meu nu s-a numărat printre popoarele mării. A fost și a rămas un popor al pământului. Pentru ai mei, marea a fost un pod plutitor între țărmul care i-a alungat și cel care i-a primit. În destinul lor pământesc, poporul meu n-a avut ieșire la mare. Bunicul meu, setrac, a fost martorul uciderii fratelui meu. A fugit cu numele soldatului ucigaș șuierat în urechi. Dar nu l-a repetat niciodată. Cel care scapă fără pedeapsă nu merită pomenit. Pe fratele bunicului meu îl chema Harutiun, ceea ce în limba armeană înseamnă înviere. Un nume frumos, mai ales după moarte. Slavă lui Dumnezeu, mama mea Elisabeta trăiește. Se cheamă că încă nu sunt născut pe de-a întregul. Trăbăluiește la umerii mei de argilă arsă, la sufletul meu turnat înăuntru ca vinul crud de septembrie. Mai netezește la chipul meu arămiu și slavă bunului Dumnezeu, mama mea Elisabeta trăiește. Încât oricine și orice ne-ar bate la ușă, are cine să le deschidă. Caisul, căruia într-o limbă neschimbătoare îi se spunea Prunus Arminiaca, s-a născut la polele muntelui Ararat, iar portocaliul fructului său e culoarea care se vede cel mai departe. O alegere înțeleaptă pentru un popor risipit ca al nostru. Bunicul meu, garabet, altminteri, om cu carte și plin de însușiri, era mereu falit, deși asta n-a fost singura lui meserie. Fusese pe rând dascăl la biserică, violonist, notist, motociclist, caligraf, pictor și fotograf, profesor de muzică și de limba armeană, un fel de contabil la cooperativă, cusător de broderii, covorar și lăutar de ocazie. Atâtea îndeleniciri din care nu s-a ales cu parare. În vremuri și în vămile prin care a trecut, nu a rămas dator cu nimic. De-ar fi depus jurământ de sărăcie precum călugării tibetani, ar fi fost unul dintre statornicii păstrători ai legământului. Bunica mea dinspre tată se numea Arșa Luis, un nume frumos care înseamnă Aurora. Îi privesc poza făcută acum 100 de ani de bunicul meu, fotograful. Ciudat să te gândești la ea ca la o fetișcană minionă, zâmbind ștrengărește cu capul pe spate și părul lăsat să cadă lung, ondulat. În poză, bunica mea de 18 ani ar putea fi sora mai mică a fiicei mele. Mai să crezi că sare din poză. Și odată cu Aurora, de culoarea verde a ochilor ei, secolul o ia din nou de la capăt. Și cine știe, poate a doua încercare să fie mai reușită. Era o plăcere să-i asculți pe bunicii mei povestind. Doar că ei lipseau din poveștile lor, ca și cum n-ar fi fost... Nimeni nu povestea despre sine. Fiecare devenea personaj în altă poveste. Și trebuia să aștepți de la unul la altul să afli urmarea, încât povestea lor mei e fără sfârșit. Bunicul meu, setrac negustorul, scria cu răbdare în registrul de socoteli. Totul era trecut mai puțin palmele pe care le încasase.
și nu știa dacă să le treacă la venituri sau la cheltuieli. Primise palme de la legionari care crezuseră că e evreu și numai crucea pe care o purta la piept l-a ferit de necazuri mai mari. Încasase palme cu vârf și îndesat de la comuniști și crucea din piept nu-i mai fusese de vreun ajutor. Dimpotrivă. Cu toate astea, zilnic se bărbiera tacticos, mai ales seara. Zicea că el o să moară în somn și trebuie să fie mereu pregătit. Avea obrajii netezi, urmele palmelor se vedea cât se poate de proaspete și de roșii. Pe obrajii lui, istoria se putea citi după urmele palmelor, așa cum altădată după potcoavele cailor. Chiar eu mă uit din când în când în oglindă, am părul alb, pomeții trași, privirile îngreunate. Am devenit eu însumi unul dintre bătrânii armeni ai copilăriei mele. Denisa Micheș-Chevorchean.